Popor al Domnului, vă invit să ne ridicăm în picioare și să citim Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Vom citi în această seară din Psalmul 5, versetul 11. Cuvântul Domnului, Psalmul 5, versetul 11. Atunci toți cei ce se încred în tine se vor bucura, se vor veseli întotdeauna, căci tu îi vei ocroti, tu vei fi bucuria celor ce iubesc numele tău. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile, să stați în prezența Domnului, plin de încredere că acesta este locul unde noi ne întâlnim cu Dumnezeu. Este casa lui Dumnezeu, este o casă de rugăciune, o casă unde se vestește Evanghelia Domnului Iisus Hristos, mărit să fie Domnul. Este duminică seara și vrem să vă salutăm pe toți, să apreciem efortul dumneavoastră să fiți în casa lui Dumnezeu, să vă închinați înaintea Domnului alături de noi. Ne-am rugat împreună, am cântat și acum vrem să vorbim din Evanghelia Domnului Iisus. Este Evanghelia care ne-a mântuit sufletul, care a provocat credință, care a adus cunoștința voii lui Dumnezeu în sufletul nostru și în această seară vrem să predicăm Evanghelia Domnului. Mă rog Domnului să atingă inimile noastre prin Evanghelia sa. Cuvântul pe care vreau să îl prezint în această seară cu toată modestia și în aceeași măsură cu toată responsabilitatea este despre bucurie. Luna ianuarie ne-am concentrat la prima manifestare a roadei Duhului, respectiv la dragoste. Cea de-a doua caracteristică din Galateni, capitolul 5, versetul 22, ceea ce face obiectul studiului nostru din anul acesta, în mod practic, cu viața, în mod teoretic, prin studiu biblic, este roada Duhului și cea de-a doua manifestare este bucuria, respectiv luna februarie. Pentru că noi suntem în luna februarie și pentru că duminica aceasta este prima din luna februarie, aș vrea să vorbesc despre bucurie și pentru că dragostea am prezentat-o ca fiind un pașaport pentru cer, bucuria vreau să o prezint ca fiind un pașaport pentru pământ. Ce rațiune a stat la baza afirmațiilor mele? Dumneavoastră, vă aduceți aminte de faptul că Domnul Iisus stă de vorbă cu oamenii și le spune că dragostea este manifestarea prin care oamenii vor înțelege că ei sunt cetățeni ai cerului. Și ceea ce ne face pe noi să dovedim cetățenia noastră cerească este dragostea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Dar în egală măsură, bucuria este o altă caracteristică, o altă stare a comportamentului creștin, care pe pământ are influență asupra oamenilor, fiind o mărturie a nașterii noastre din nou și a faptului că noi trăim cu Dumnezeu. De aceea am socotit că o viață plină de bucuria care vine din Duhul Sfânt este o mărturie pentru semeni atât de mare încât ei califică bucuria aceasta ca fiind un semn al dumnezeirii așezate de mântuirea lui Iisus Hristos în noi. În primul rând, în această seară vreau să vorbesc despre originea bucuriei, apoi despre definiția bucuriei și despre alte câteva lucruri. Intenția mea este să demonstrez din Scripturi și să întăresc din Scripturi că bucuria, ca și dragostea despre care am vorbit în luna ianuarie, bucuria este o manifestare care vine din Dumnezeu în noi și fără Duhul lui Dumnezeu noi nu vom avea bucurie, vom avea fericire, vom avea satisfacție, vom avea plăcere, dar nu vom avea bucurie, pentru că bucuria vine doar din Dumnezeu. În Psalmul 16, versetul 11, cuvântul spune că Dumnezeu este izvorul bucuriei. Îmi vei arăta cărarea vieții, spunea psalmistul. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta. Iar Psalmul 43, versetul 4, continuă. Atunci voi merge la altarul lui Dumnezeu, la altarul lui Dumnezeu care este bucuria și veselia mea. Te voi lăuda cu arfa, Dumnezeul meu. Iată dar că Dumnezeu este izvorul bucuriei. Dacă Dunărea izvorăște din Germania, din munții Pădurea Neagră și există o destinație localizată
de unde pornește Dunărea. Tot la fel bucuria pornește de undeva, ea pornește din inima lui Dumnezeu, din caracterul lui Dumnezeu și din natura lui Dumnezeu. Dumnezeu este izvorul bucuriei și cine nu trăiește cu Dumnezeu nu poate să aibă bucurie cerească în sufletul lui. Bucuria este produsă în inima omului de Duhul lui Dumnezeu, spune Galaten capitolul 5, versetul 22. Roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria. În Filipeni 3:1 cuvântul spune: încolo, frații mei, bucurați-vă în Domnul. Nu te poți bucura în absența lui Dumnezeu. În absența lui Dumnezeu există satisfacție în păcat, fericire în împlinirea intereselor, dar nu există bucurie. Bucuria există doar în Domnul. 1 Tesaloniceni 1:6: și voi înși v-ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât ați primit cuvântul în multe necazuri, cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Bucuria nu vine decât de la Duhul Sfânt. Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, Sfânta Trinitate este izvorul bucuriei. Bucuria în limba greacă este cuvântul hara. Este o caracteristică a naturii lui Dumnezeu, a comportamentului lui Dumnezeu și ea nu este influențată în niciun fel de circumstanțe exterioare lui Dumnezeu. În Psalmul 104, versetul 31, cuvântul spune: în veci să țină slava Domnului, să se bucure Domnul de lucrările Lui. Dumnezeu se bucură de fiii oamenilor care L-ascultă. Iar în Deuteronom, capitolul 30, versetul 9, cuvântul continuă: Domnul Dumnezeul tău te va umplea de bunătăți, făcând să propășească tot lucrul mâinilor tale, rodul trupului tău, rodul turmelor tale și rodul pământului tău, căci Domnul se va bucura din nou de fericirea ta, cum se bucura de fericirea părinților tăi. Iată dar că Dumnezeu produce bucuria și o oferă oamenilor care trăiesc împreună cu El. Bucuria este de natură divină, pentru că bucuria se naște în inima divină, în inima lui Dumnezeu. Neemia spune în capitolul 8, versetul 10: El le-a zis: duceți-vă și mâncați mâncăruri grase, beți băuturi dulci și trimiteți câte o parte și celor ce n-au nimic pregătit, căci ziua aceasta este o zi închinată Domnului. Să nu vă mâhniți, căci bucuria Domnului va fi tăria voastră. Bucuria Domnului va fi tăria voastră. Bucuria Domnului va fi tăria voastră. Iată dar că ceva ce se naște în inima lui Dumnezeu este transferată în inima noastră. Și această proprietate a lui Dumnezeu, devenită prin transfer proprietatea noastră, ne dă tărie. În bucurie nu există zâmbet neapărat. În bucurie există tărie. Mai mult de atât, Roman, capitolul 14, versetul 17 spune: căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare. Noi avem impresia că oamenii se bucură când au stomacul plin. E adevărat, instinctul de foame este satisfăcut, dar aia nu este bucurie. Băutură, este adevărat, oamenii pot începe cu cola și până la coniac sau altceva și avem impresia că aia e bucurie. Nu, aia nu-i bucurie. Aia poate fi satisfacție sau fericire, dar nu este bucurie. Scriptura spune că bucuria se naște în neprihănire, bucuria se naște în pace și vine din Duhul Sfânt. Așa spune Scriptura și ce spune Scriptura este da și amin. Originea bucuriei este Dumnezeu. Nu există bucurie în absența lui Dumnezeu, în afara lui Dumnezeu. Haideți să vorbim în al doilea rând despre definiția bucuriei. Bucuria este, așa cum anticipam, adică spuneam mai înainte, este specifică caracterului și naturii lui Dumnezeu. Este o stare interioară, bucuria este o stare interioară de liniște, de entuziasm, care nu are legătură cu ce se întâmplă în afara vieții, bine sau rău. Bucuria este produsă de Duhul Sfânt, care e prezent în inima omului născut din nou, nefiind motivată de lucruri materiale, de interese pământești, ci doar de lumea spirituală, doar de lucrările lui Dumnezeu prezente într-un om mântuit. În opinia psalmistului, bucuria este expresia relației cu Dumnezeu. Spunea David în Psalmul 51, versetul 12: dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Isaia spunea în capitolul 49, versetul 13: bucurați-vă ceruri, înveselește-te pământule, izbucniți în strigăte de bucurie munților, căci Domnul mângâie pe poporul său. Iar în capitolul 61, versetul 10, continuă spunând: mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu.
De ce? Fiindcă m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii și m-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească și ca o mireasă împodobită cu sculele ei. Care este definiția bucuriei? O stare interioară de liniște și de entuziasm sfânt, produsă doar de Duhul lui Dumnezeu prezent în acea inimă. Duhul lui Dumnezeu, dacă nu e în acea inimă, bucuria nu va fi niciodată acolo. Poate fi fericire, poate fi pasiune, poate fi păcat, poate fi plăcere, interese împlinite sau nu, dar bucuria este produsă doar de mașina care produce bucurie, dacă îmi permiteți această expresie puțin deplasată, adică de Duhul Sfânt prezent într-o inimă născută din nou. În limba ebraică, cuvintele pentru bucurie sunt sau înseamnă a sări, a tresălta de bucurie, a străluci, a fi luminos. Aceasta este conotația, adică înțelesul cuvântului bucurie în limba sfântă, în limba ebraică. Atunci când Duhul Sfânt locuiește cu adevărat într-o inimă de om, motivațiile și prioritățile acestei inimi, născute din nou, sunt cerești și starea sufletului este caracterizată de liniște și de bucurie. Ioan în capitolul 15, în versetul 11, spunea: vă spun aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și ea să fie deplină. Bucuria este specificul și expresia unui suflet care trăiește cu Dumnezeu. Este o stare a inimii care nu se schimbă în funcție de circumstanțele vieții, după cum culoarea ochilor sau a părului nu se schimbă dacă treci prin necaz și prin bucurie. Să presupunem că ți se întâmplă o nenorocire mâine. Dacă ești blond, nu devii brunet, iar dacă ești brunet, nu devii blond. Această caracteristică a culorii părului sau ochilor rămâne aceeași, indiferent de circumstanțele interioare. De ce? Pentru că culoarea părului sau a ochilor devine o parte a structurii ta interioare. La fel, bucuria nu este ceva ce este influențat de factori exteriori, ci este ceva ce caracterizează personalitatea spirituală datorită Duhului Sfânt care este în interior. De aceea vom lega în mod direct și inseparabil pe Duhul Sfânt de bucurie, pentru că Duhul Sfânt produce bucuria și unde nu este El, nu este bucurie. Unde este El, obligatoriu este bucurie. Bucuria din Faptele Apostolilor nu este prezentată ca o stare spirituală separată, ci ea este componența vieții spirituale a bisericii primare. Aduceți-vă aminte de Fapte 13:52. Bucuria însoțea manifestarea darurilor Duhului Sfânt. Observați, ea însoțea manifestarea darurilor Duhului Sfânt. Cu alte cuvinte, atunci când se manifestă darurile Duhului Sfânt, există bucurie. Spunea Luca în Fapte 13:52, ucenicii erau plini de bucurie și de Duhul Sfânt. Iată, dar este inseparabilă bucuria de Duhul Sfânt, pentru că Duhul Sfânt este cauza, producătorul, iar bucuria este efectul, produsul. De asemenea, bucuria însoțea minunile făcute în numele lui Iisus. Ori de câte ori se fac semne și minuni în numele lui Iisus, există o stare de bucurie și de entuziasm. Luca continuă în Fapte 8:78, spunând: din cei mai mulți îndrăciți ieșeau duhuri necurate, scoteau țipete mari, mulți slăbănoși și șchiopi erau tămăduiți, adică vindecați, și o mare bucurie era în cetatea aceea. De asemenea, bucuria însoțea mărturia convertiților. Când cineva se mântuiește, când o persoană spune: eu îl primesc pe Iisus Hristos în inima mea, am fost un om păcătos, am trăit în lume, mi-am permis destrăbălarea, dar acum mă întorc la Dumnezeu, îl primesc pe El în inimă, atunci în poporul Domnului este bucurie. Luca spune în 15:3, Fapte: după ce au fost petrecuți de biserică până afară din cetate, și-au urmat drumul spre două orașe, Fenicia și Samaria, istorisând întoarcerea neamurilor la Dumnezeu, și au făcut o mare bucurie fraților. Și acum vreau să vă întreb: cum ne așteptăm noi să fie bucurie fără manifestarea darurilor Duhului Sfânt? Cum ne așteptăm noi să fie bucurie fără manifestarea semnelor și minunilor, adică a supranaturalului? Și cum ne așteptăm noi să fie bucurie fără noi convertiți? Bucuria însoțește aceste manifestări spirituale. În al treilea rând, în această seară, vreau să prezint definiția greșită a bucuriei. Bucuria nu înseamnă succes, nu înseamnă bogăție, nu înseamnă poziții privilegiate, nu înseamnă circumstanțe favorabile și nu înseamnă nici măcar fericire. Bucuria nu este fericire.
Diferența dintre bucurie și fericire este una destul de mare, pe lângă faptul că de multe ori ele se confundă. Dacă bucuria vine din cuvântul hara, fericirea vine din cuvântul grecesc makarios și ea înseamnă o stare de entuziasm sufletesc, determinat sau stimulat de circumstanțe pozitive și favorabile care se întâmplă în contextul în care omul trăiește. Fericirea nu exprimă natura unei persoane, nu exprimă culoarea părului. Fericirea exprimă doar reacția omului la evenimentele favorabile care se întâmplă în jurul lui. Bucuria este o stare care definește personalitatea spirituală datorită prezenței Duhului Sfânt care o produce. Fericirea este o reacție umană la lucrurile favorabile care se întâmplă în jur, după cum este absența reacției la lucrurile negative care se întâmplă în jur. Iată dar că prezența Duhului Sfânt produce bucurie, prezența împrejurărilor favorabile produce fericire, după cum absența acestora produce amărăciune și întristare. Factorii externi din contextul existenței unui individ nu pot produce bucurie, ci doar stimulează fericirea. În Biblie întâlnim cuvântul makarios, adică fericire, de aproximativ 14 ori, timp în care hara, bucurie, îl întâlnim de aproximativ 120 de ori. Bucuria nu este veselie firească, nu este veselie păcătoasă, nu este plăcere destrăbălată, mascată sau directă. Diferența dintre roada firii și roada Duhului este diferența între fericire și bucurie. Și în Galateni capitolul 5, versetele 17 la 22 citim: firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul poftește împotriva firii pământești. Iată dar, fericirea este o reacție de obârșie omenească, păcătoasă chiar. Bucuria este o atitudine, o stare a Duhului, nu este o stare a inimii, o stare a Duhului de natură sfântă. De aceea cuvântul Domnului vorbește aici despre manifestări pe care noi le putem numi fericire. Fiți sinceri, nu spun colegii noștri de la lucru care sunt fără Dumnezeu, nenăscuți din nou, despre următoarele manifestări ale firii că sunt fericire pentru ei. Fiți sinceri dumneavoastră și calificați ceea ce eu citesc acum din cuvântul Domnului: preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare. Nu numește lumea asta fericire? Dacă lumea se îmbuibă, are ce mânca până când nu mai încape, nu numesc ei asta fericire? Dacă oamenii beau până să îmbată, nu numesc ei asta fericire? Dacă oamenii au o aventură tot cu o altă femeie sau cu un alt bărbat în fiecare noapte, nu numesc ei asta fericire? Dacă sunt ei când într-un oraș, când în altul, nu numesc ei asta fericire? Dacă au bogăție să dea pe deasupra și o cheltuiesc fără Dumnezeu, doar pentru pântece și pentru nebunia inimii, nu numesc ei asta fericire? Ei, Biblia numește asta faptele firii pământești. Timp în care cuvântul spune și roada Duhului dimpotrivă este bucuria. Iată dar că fericirea aici este prezentată în opoziție cu bucuria. Bucuria este prezentată ca venind din cer prin Duhul Sfânt. Fericirea este prezentată ca eforturi umane care conduc la succes, ca eforturi umane care conduc la satisfacție păcătoasă sau nepăcătoasă. Nu înseamnă neapărat că fericirea e păcătoasă, dar fericirea este reacția omului la ceva bun care îi se întâmplă în jur. Dacă ia un examen, dacă câștigă la bursă, dacă face un deal bun, dacă iese o afacere bună, dacă găsește un portofel cu nu știu câți bani, dacă îi surâde norocul, aia se numește fericire, dar asta nu-i bucurie, pentru că bucuria nu este o reacție la lucrurile bune care se întâmplă în jurul nostru. Bucuria e ceva sfânt, într-o inimă sfântă, venit din inima unui Dumnezeu sfânt. Fericirea înseamnă să-ți surâdă norocul, să ai baftă, să-ți meargă bine, să-ți meargă mintea, să știi să te descurci, să fii un minut mai deștept decât alții.
Bucuria nu este satisfacția că i se întâmplă ceva rău dușmanului sau adversarului tău. Bucuria niciodată nu poate fi în legătură cu ceva rău. Fericirea poate fi în legătură cu ceva rău. Adică, o persoană spune, mă, sunt fericit că i-am făcut-o. În sfârșit, de 10 ani urmăresc chestia asta. Acum l-am răzbunat pe tata. Sunt fericit. Sau invers, de când îl urmăresc pe ăsta, acum l-am prins. În sfârșit mi-am atins interesul. Acum sunt fericit, mă duc să mă culc liniștit. Asta poate fi fericire, pentru că fericirea poate conține nebunie. Fericirea poate conține păcat. Fericirea poate conține destrăbălare. Fericirea poate conține motivații păcătoase, grave, criminale chiar. Dar bucuria care vine din inima unui Dumnezeu sfânt, care e adusă de Duhul Domnului, care este într-o inimă născută din nou, nu poate fi în legătură cu ceva rău niciodată. Nu te poți bucura de răul care îi se întâmplă unui om, chiar dacă e dușmanul tău. Aduceți-vă aminte de David. Saul a fost marele lui dușman, dar când Saul a murit, David plânge ca pentru fratele lui, ca pentru marele om al lui Dumnezeu, în ciuda faptului că Saul a fost un om al lui Dumnezeu cândva. Iată dar că bucuria care era în inima lui David nu i-a permis să se bucure de moartea dușmanului. De ce? Omul duhovnicesc se roagă pentru dușmanii lui, nu le vrea răul. Ori bucuria, care este o caracteristică duhovnicească, nu poate fi pusă în legătură cu ceva rău. Mai mult de atât, bucuria însoțește mărturia convertirilor și de asemenea ea nu înseamnă absența necazurilor. De multe ori noi avem impresia că omul nu poate fi bucuros în prezența încercărilor. Fratele vorbea de dimineață, fratele Nelu Scurtu vorbea de dimineață despre purtarea crucii ca o parte a comportamentului creștin, unde nu ți se oferă opțiunea să alegi sau nu, ci pur și simplu face parte din viața spirituală. Ei bine, vreau să afirm în această seară că bucuria nu înseamnă absența necazurilor, timp în care fericirea înseamnă absența necazurilor. Bucuria nu înseamnă absența suferințelor, timp în care fericirea înseamnă absența suferințelor. Bucuria nu înseamnă absența bolilor și a lipsurilor și a problemelor cotidiene, timp în care fericirea înseamnă neapărat absența suferințelor, a bolilor sau a problemelor cotidiene. 2 Corinteni 7,4, Pavel ne spune, am o mare încredere în voi, am tot dreptul să mă laud cu voi, sunt plin de mângâiere, îmi saltă inima de bucurie în toate necazurile noastre. Inima îmi saltă de bucurie în toate necazurile noastre. Ce vrea să spună Pavel? Pavel vrea să spună, sunt în necaz, dar și în timpul în care sunt în necaz, inima mea e plină de bucurie. Nu mă bucur de necaz, mă bucur în necaz. Nu mă bucur că a venit necazul, asta este nebunie, pierderea minții. Dar în necaz, atmosfera inimii mele este aceeași bucurie. Nu mi se schimbă culoarea părului în necaz. Nu mi se schimbă înălțimea sau greutatea în necaz. Poți slăbi un pound, doi pe termen mai lung, dar nu se modifică substanțial. Ei, tot la fel starea de bucurie în timpul necazului rămâne prezentă, pentru că Duhul Sfânt rămâne prezent în timpul necazului. Omul nu se bucură că a venit necazul peste el, dar se bucură în timpul necazului. Fericit săracul Macarios nu mai este, dar bucuros Hara continuă să fie. Și cuvântul Domnului continuă în Fapte 20:24 și spune, eu nu țin numai decât la viața mea, ca și cum mi-ar fi scumpă, și vreau să-mi sfârșesc bine, cu bine bucuria și calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus ca să vestesc Evanghelia. Iată dar ce spune Pavel. Pentru mine este o bucurie dacă trăiesc, este o bucurie dacă mor. Poți să spui, sunt fericit dacă trăiesc și sunt fericit dacă mor? Nu, nu poți să spui asta. Poți să spui, sunt fericit dacă trăiesc și sunt nefericit dacă mor. Dar bucuria care vine din inima unui Dumnezeu sfânt, care este adusă de Duhul Sfânt și care e pusă într-o inimă sfântă, nu este determinată și dependentă de circumstanțele prin care treci. Pentru că Duhul Sfânt nu iese dintr-o inimă când moare. Duhul Sfânt nu iese dintr-o inimă când trece prin necazuri. Duhul Sfânt nu iese dintr-o inimă când plânge. Duhul Sfânt nu iese dintr-o inimă când suferă. De aceea, prin încercări, prin greutăți, prin suferințe, prin lacrimi, prin boli, Duhul Sfânt rămâne acolo și continuă să producă starea de bucurie.
bucurie, de liniște în inima omului născut din nou. Dar fericirea pleacă, pentru că omul când trece prin necazuri este nefericit, dar continuă să rămână bucuros. Bucuria nu-i fericire deloc. Sigur că această interpretare nu se potrivește cu filozofia lumii, care sunt sinonime în lume, bucuria și fericirea. Dar atunci când citim în Scriptură, înțelegem că bucuria e ce producem noi, succesul nostru. Fericirea este ce producem noi, succesul nostru. Bucuria e ce produce Dumnezeu și prin Duhul Sfânt pune în inima noastră. De asemenea, citim în 2 Corinteni, capitolul 6, versetele 8 la 10. Suntem priviți ca niște înșelători, măcar că spunem adevărul. Ca niște necunoscători, necunoscuți, măcar că suntem cunoscuți. Ca unii care murim, măcar că trăim. Ca niște pedepsiți, măcar că nu suntem omorâți. Ca niște întristați, măcar că suntem veseli. Ca niște săraci, măcar că am îmbogățit pe mulți. Ca neavând nimic, măcar că stăpânim. Ce vrea Pavel să spună? Pavel pune în antiteză, pune în comparație cum privește lumea bucuria și cum privește Dumnezeu. Pavel spune, lumea ne vede pe noi niște oameni triști, ne-am închis viața, te-ai pocăit, ți-ai închis viața. Nu mai poți să ai o aventură, nu mai poți să tragi o nară de nu știu ce, nu mai poți să bei o bere, nu mai poți să fumezi, ți-ai închis viața. Pavel spune, lumea ne spune că suntem întristați, măcar că nu suntem. Lumea ne spune că suntem închiși, măcar că nu suntem. Lumea ne spune că suntem nebuni, măcar că nu suntem. Pavel aici prezintă perspectiva lumii și perspectiva lui Dumnezeu. Uită-te un pic la mine acum. Nu poți avea decât una dintre astea două. Ori perspectiva lumii și nu te poți ascunde mult, ori perspectiva lui Dumnezeu. Nu le poți avea pe amândouă, decât una dintre ele. Ori perspectiva lumii, ori perspectiva lui Dumnezeu. Iar modul de viață te dă de gol. Prioritățile, valorile, comportamentul, relațiile, alegerile, toate acestea exprimă perspectiva lumii sau perspectiva lui Dumnezeu. Roman 5:3-5. Ba mai mult, ne bucurăm și în necazurile noastre, că știm că necazul produce răbdare. Fericirea n-are nevoie de răbdare. Fericirea are nevoie de bani, fericirea are nevoie de păcat, fericirea are nevoie de destrăbălare, de orice formă de destrăbălare. Cu cât îl lași pe copil mai mult liber să nu mai meargă la școală, toată ziua să stea la movies, toată ziua să facă prostii, toată ziua out, toată ziua cu prietenii, asta e fericire pentru el. Asta nu-i bucurie. Duhul Sfânt a plecat de mult, e departe, dar foarte departe, cât cerul de pământ. Bucuria este produsă în inima unui om pocăit, adusă de Duhul lui Dumnezeu, din inima lui Dumnezeu. Fericirea este modul descurcăreț și păcătos pe care un om și-l permite fără Dumnezeu. Te întreb în această seară, dacă ai bani, poți fi fericit? Da. Dacă ești tânăr și sănătos, poți fi fericit? Da. Dacă îți merge mintea și te descurci, poți fi fericit? Da. Dacă azi bei o bere, mâine un coniac, poți fi fericit? Da. Dacă îi minți pe toți și îi vrăjești și îi aburești, poți fi fericit? Da. Dar poți fi bucuros în toate situațiile acestea? Nici de cum, nici de cum, niciodată. Dar când ești bucuros? Ești bucuros când te rogi? Ești bucuros când postești? Ești bucuros când trăiești cu Dumnezeu? Ești bucuros când te înfrânezi? Ești bucuros când îl urmezi pe Iisus Hristos? Tu ești bucuros sau fericit în seara asta? Tu cauți bucuria sau fericirea? Le vrei pe amândouă? Fii serios! Aș vrea în al patrulea rând să vorbesc puțin despre diferența dintre fericire și bucurie, punându-le mai direct în comparație. Bucuria vine din Duhul lui Dumnezeu și este prezentă în inima omului. Fericirea vine din lucrurile realizate, din succesul omului. Lucrurile cerești prezente în inima omului provoacă bucurie. Lucrurile pământești prezente în jurul omului provoacă fericire. Încă o dată. Lucrurile lui Dumnezeu prezente în inima omului provoacă bucurie. Lucrurile pământești prezente în jurul omului, în proprietatea omului, provoacă fericire. Haideți să prezentăm câteva exemple. Vă aduceți aminte de famenul etiopian, fapte 8?
Cu 39, când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum, plin de bucurie. Ascultați acum cum comentez această afirmație a Bibliei. Famenul a fost fericit în țara lui, pentru că era ministru de finanțe, era un om deștept, era un om educat. Avea bani, era realizat, avea o casă mare, avea tot ce-i trebuie, era fericit, dar bucuros n-a fost săracul, că de-aia s-a dus la Ierusalim. Bucuros a fost când a venit Filip și a vorbit de Iisus. Bucuros a fost când s-a băgat în apă în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Bucuros a fost când s-a împăcat cu Dumnezeu. N-a câștigat niciun ban, n-a mai luat nicio licență, nu și-a mai construit nicio casă, n-a mai făcut nicio achiziție. Tot ce i s-a întâmplat la drum spre întoarcere a fost spiritual. Acasă avea bani, avea un fotoliu de ministru de finanțe, era mâna dreaptă a reginei. Avea autoritate, avea tot ce își dorea, era fericit. Dar când s-a botezat în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, manifestând credință în Iisus Hristos, a devenit bucuros. Slavă Domnului! Bucuria vine din pocăință. Bucuria vine din împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Bucuria vine din botezul în apă. Bucuria vine din împlinirea Evangheliei lui Iisus Hristos. Fericirea vine din bani, din păcat, din destrăbălare, din succes, din împlinirea poftelor, din inima nemântuită, nenăscută din nou. Al doilea exemplu din Scripturi. Temnicerul din orașul Filipi. Fapte 16 cu versetul 34. După ce i-a dus acasă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Gardianul de la închisoarea din Filip a fost fericit. Avea un serviciu sigur. Era polițist, avea pistol, îl cunoștea pe capitan, când avea o problemă se ducea în audiență, domnul capitan. Avea casă la oraș, avea salariu bun, avea relații, polițiștii întotdeauna au relații. Îi mergea bine, era fericit, dar are doi pușcăriași, doi închiși. Și ăștia îi vorbesc despre Iisus. Iisus? Cine e Iisus? Iisus e Fiul lui Dumnezeu, gardianule. I-au vorbit despre Iisus. L-a prezentat pe Iisus ca pe Cel care îi mântuiește sufletul, îi iartă păcatele, îi vindecă bolile și îl duce în cer. Și omul ăsta a încremenit și a spus: vreau să-L primesc pe Iisus, vreau să mă botez, vreau să mă pocăiesc. Și dintr-o dată a devenit bucuros. Slăvit să fie Domnul! Casa la oraș te face fericit? Salariul mare te face fericit? Relațiile cu capitanul te face fericit? Dar bucuros te face pocăința, botezul în apă și împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Fericirea este astăzi și o spulberă un telefon. A ars casa. Un al treilea exemplu, apostolul în închisoarea din Ierusalim. Fapte, capitolul 5, versetul 41. Ei au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost învredniciți să fie batjocoriți pentru numele Lui. Apostolii au fost fericiți când au avut libertate. Când erau pe Marea Galilei în barcă, dormeau când vreau, se trezeau când vreau, toată marea era a lor. O baltă de apă între două dealuri, prindeau pești, îi vindeau, făceau ce doreau. Dacă doreau seara să mai intre într-o cârciumă, să mai tragă ceva, n-avea nicio problemă. Acum s-au întâlnit cu Iisus Hristos și din cauza Lui au avut o grămadă de probleme. Au mers în închisoare, culmea. Acum sunt bucuroși. De ce? Pentru că au crezut în Iisus, pentru că s-au botezat în numele Lui și pentru că îl urmează chiar și în pușcărie. Slăvit să fie în numele Domnului! Aceasta este diferența între bucurie și fericire. Bucuria este permanentă în inima unui om mântuit, timp în care fericirea este sporadică, adică din când în când, fiind determinată de anumite circumstanțe favorabile și luată de alte circumstanțe nefavorabile. 1 Tesaloniceni 5:16. Bucurați-vă neîncetat. Filipeni 4:4. Bucurați-vă întotdeauna. Din nou vă spun, bucurați-vă, e privilegiul vostru. Oameni mântuiți, e privilegiul vostru. Dușmanii bucuriei. 5. Dușmanii bucuriei. Chiar dacă bucuria este produsă de Duhul Sfânt,
în inima omului, contribuția omului este esențială. Contribuția omului nu e în legătură cu bucuria. Asta o produce Duhul Sfânt, e opera lui, e job-ul lui, e treaba lui. Contribuția omului e în legătură cu Duhul Sfânt, cu fabrica care produce bucuria. Deci contribuția omului nu are legătură cu produsul, are legătură cu producătorul. Nu are legătură cu bucuria, asta e treaba fabricantului, a producătorului, ci are legătură cu producătorul. Adică, atâta timp cât Ion rămân în relație cu Viorel, el îmi pune flori în casă, pentru că el e meșter de flori, el pune parchet. Eu nu pot să am o relație cu florul, cu parchetul, eu am o relație cu meșterul, cu fabricantul. Eu nu pot să am o relație cu bucuria, eu am o relație cu fabricantul bucuriei, care e Duhul Sfânt. De aceea, contribuția omului este esențială, dar nu e în legătură cu produsul, cu bucuria, ci e în legătură cu producătorul. Cum e în legătură cu producătorul? E în legătură cu producătorul, că producătorul e pretențios. Alo? Producătorul este pretențios. Producătorul are nevoie de o atmosferă de sfințenie și de libertate de autoritate. Dacă nu-i dai toată autoritatea, toată domnia, toată stăpânirea, nu mai produce. Dacă nu-l asculți și dacă nu-l urmezi, nu mai produce. Producătorul are pretenția să te lași condus de el, să mergi pe mâna lui și să-i pui la dispoziție o atmosferă de sfințenie, dându-i autoritatea și libertatea și întâietatea și domnirea și stăpânirea și măreția și slava și gloria. Slăvit să fie Domnul! Contribuția omului este esențială, dar în relație cu producătorul, căruia trebuie să-i asigure un anumit context de activitate. El spune, eu nu pot să lucrez în frig. Înțelesul aici trebuie duhovnicesc. Primul dușman al bucuriei este păcatul. De fapt, păcatul nu-i dușmanul bucuriei, e dușmanul producătorului. Dușmanul Duhului Sfânt. Nu bucuria se întristează de păcat. Duhul Sfânt se întristează de păcat și oprește lucrarea pe șantier. Oprește lucrarea, nu mai produce bucurie. Și atunci o înlocuim cu zâmbete, cu temir ce. Dar dacă îi se dă front de lucru, îi se aduce materiale, îl lași în pace, îi dai libertatea, îi dai ascultarea, îi dai întâietatea, el produce, el fabrică și are randament. Atunci magazia e plină de bucurie și tot produci, tot manifesti, el produce, tu manifesti, el produce, tu manifesti. Tu faci delivery doar de bucurie. Nu o produci tu, tu deliverezi. El o produce, e în spate, pe el nu-l vede nimeni. Unde e? Aici. Dar eu care fac delivery, eu care deliverez, eu care scot afară din depozit bucuria produsă de Duhul Sfânt și o împar printre oameni, oamenii mă văd pe mine, dar nu eu o produc. Eu n-am nicio contribuție, eu nu știu să fac bucurie, eu n-am arta, eu nu sunt meseriaș de bucurie, meseriașul de bucurie e Duhul Sfânt. Pe mine mă pune să o manifest, să o exprim, să o dovedesc, să o arăt, să o trăiesc. Dar dacă el nu produce, eu de unde să am? Imaginați-vă că Ford își închide fabrica pentru întotdeauna. Îți mai cumperi Ford peste 10 ani? De unde? De unde să-ți cumperi Ford dacă s-a închis Fordul? De unde? Isaia 24, 5 și 8. Căci țara a fost purcată de locuitorii ei, au călcat legile, n-au ținut poruncile, au rupt legământul, de aceea a încetat desfătarea. S-a sfârșit veselia, s-a dus bucuria, s-a dus pe apa sâmbetei. Bucuria s-a dus pentru că a spăcătuit. A plecat cel care producea bucuria întristat, plângând. A încercat să rămână, ți-a mai dat o șansă. Păcatul accidental în care ai căzut a devenit un mod de viață. S-a repetat din nou și din nou și din nou. Ai devenit dependent de păcatul acela. Și Duhul Sfânt s-a întristat și s-a întristat și s-a întristat și a plecat acum. Și rezervele de bucurie care au mai fost pe rafturile magaziei, ale depozitului, le-ai cheltuit în câteva luni.
Și acum te duci și rafturile zgoale. Nu mai este niciun pic de bucurie. Și încerci să produci tu bucurie, dar tu nu ești Dumnezeu. Tu ești din carne, ești din sânge, ești din lacrimi, ești din lipsuri și neputință omenească. Tu n-ai de unde să produci bucurie, pentru că producătorul a plecat. De ce? Pentru că l-ai gazat, l-ai speriat, l-ai pus pe fugă, ți-ai bătut joc de el, l-ai alungat, ai dat cu pietre în el și atunci întristat a plecat. Păcatul ca mod de viață îl elimină, îl deportează pe producător din inima născută din nou. O inimă care se întoarce de unde a scos-o odinioară credința și pocăința în Iisus Hristos. Psalmul 51 cu versetul 12. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii, Doamne. E adevărat că am păcătuit. Doamne, dă-mi iarăși bucuria mântuirii. Nu-L lua de la mine pe Duhul Sfânt care produce bucuria. David a știut că Duhul produce bucuria, nu bucuria produce Duhul. Bucurie nu înseamnă râs, bucurie nu înseamnă bătăi din palme, bucurie nu înseamnă emoție, bucurie nu înseamnă țopăituri, căderi pe spate, bucurie nu înseamnă râs sfânt, măscăriciul ăla de râs sfânt. Bucurie înseamnă o stare produsă de Duhul lui Dumnezeu și adusă și manifestată într-o inimă născută din nou, care îl cinstește pe Duhul Sfânt, care îl onorează pe Duhul Sfânt, care îi dă Duhului Sfânt întâietatea și care se pune la dispoziția Duhului Sfânt. Al doilea dușman al bucuriei sunt necazurile vieții. Ciudat, necazurile vieții. Proverbe 14 cu 13, citind cuvântul Domnului. De multe ori chiar în mijlocul râsului inima poate fi mâhnită și bucuria poate fi sfârșită prin necaz. Bucuria poate fi sfârșită prin necaz. Atunci când vin prea multe necazuri, omul începe să cârtească și spune: de ce, Doamne? De ce, Doamne, unde ai fost? Când eram în România, am cunoscut un tânăr căruia i-a murit mama. El a fost atât de lovit de acest eveniment, încât s-a supărat pe Dumnezeu și a spus așa: dacă tu mi-ai făcut chestia asta, eu nu mai vin după tine nici măcar un pas. Și l-a abandonat pe Dumnezeu pentru întotdeauna. Cine l-a despărțit pe el de Dumnezeu? Un necaz. N-a știut cum să facă față necazului. N-a știut cum să facă față. A venit necazul și în loc să îl primească și să-l gestioneze cu o inimă matură și duhovnicească, el a reacționat de pe poziție de egalitate cu Dumnezeu și i-a spus: tu-ți permiți să te comporți așa cu mine? Ei, ai să vezi cum mă comport eu cu tine. Dacă nu știi să lucrezi cu necazul când vine în viața ta, atunci te superi pe Dumnezeu, ți se acrește sufletul de pocăință, înțelegi pocăința ca pe o bucată de catifea unde trebuie să te țină Domnul toată ziua, să nu pună o picătură de apă pe tine că tu ești pocăit de la care vrei toată ziua să zâmbești și să-ți meargă toate bine, nu vrei niciodată să te duci la doctor să-ți tragă un pic de sânge că te doare. Dezamăgirea în slujire, 2 Corinteni 2 cu 2. Căci dacă vă întristez, de la cine să mă aștept la bucurie dacă nu de la cei întristați de mine? Dezamăgirea în slujire poate fi un prilej puternic de pierderea bucuriei și a părtășiei cu Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că eu slujesc într-o biserică și la un moment dat mă văd nedreptățit. Cum mă văd nedreptățit? Mi se pare că fratele Viorel nu-mi dă cinstea care o merit. Și atunci în inima mea se naște ură pentru Viorel. La un moment dat mi se pare că fratele Cladovan nu-mi dă poziția pe care o merit. Și atunci eu am ură pe fratele Cladovan și nu mai îl pot înghiți pe omul ăsta. La început încerc să maschez ura mea pentru el, dar la urmă nu mai pot să o țin și el începe să o vadă. La fel și cu el, și la fel și cu el, și la fel și cu el. Și mie mi se pare că toată lumea are ceva cu mine. De ce? Eu sunt dezamăgit. De ce? Pentru că eu în mintea mea m-am așteptat ca toată lumea să mă țină pe catifea, timp în care toată lumea mă pune la locul meu. Dezamăgit în slujire, mie nu mai îmi trebuie. Mă supăr, mă mâni, mă separ și fac multe și multe și multe și multe alte lucruri. S-a dus bucuria. Sărăcia. Matei 19, 22, când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat întristat pentru că avea multe avuții.
Sărăcia nu pierde bucuria în mod automat, ci o pierde atunci când omul este obsedat să fie bogat și rămâne sărac. Sărac nu este omul care n-are bani. Sărac este omul care vrea să aibă și nu are. Pe om nu-l deranjează sărăcia, îl deranjează că nu are ce vrea. Că dacă săracul e mulțumit cu sărăcia lui, n-are nicio problemă. Dar dacă săracul intră în cap aerele și rămâne sărac, dar și cu aerele lângă sărăcie, atunci e o mare problemă. Știi, imaginează-ți un om din România la sat. Săracul, dacă avea un pic de zeamă de varză să bea cu un pic de pâine seara, îi ajungea. Nu-i trebuia mai mult. Mai știi ce e aia zeamă de varză? Moare. Ei, a venit acum în America. În America, ce aia moare? Moare, trăiește. Nu mai știm ce aia moare. În România, te mulțumeai cu o bicicletă, te mulțumeai cu o bucățică de pâine unsă cu un soare, cu nu știu cum se numea pe la fiecare, te mulțumeai. Ce shower îți făceai odată la săptămână în lighean? Și fiindcă era apă puțină, toată familia își făcea în ligheanul ăla. Cei care sunteți de 40-50 de ani, am eu dreptate sau nu am? Am! Ei bine, vă cer acum să vă duceți acasă, să vă chemați familia, puneți ligheanul și spuneți așa: în seara aceasta toată lumea aici. Și o să vedeți dumneavoastră ce conflict, ce scandal și ce ceartă. În România mergea că oamenii nu știau de mai mult. Dar acum oamenii când au dat de mai mult, gata, înapoi nu se mai întorc. Ei, săracul când nu știe că e sărac și e normal, lui se pare normal, e ok. Dar când află că e sărac, atunci dintr-o dată e o mare problemă. Și pentru că nu primește ce își dorește, se supără pe Dumnezeu, dă vina pe Dumnezeu și gata cu bucuria. Dar Scriptura continuă și spune că nu numai săracul își pierde bucuria când dorește și e nemulțumit de ce nu are, și bogatul. Cuvântul Domnului, Deuteronom 28:47. Pentru că în mijlocul belșugului n-ai slujit pe Domnul cu bucurie și cu dragă inimă. Ți-am dat belșug, că m-ai rugat, de 20 de ani te rogi să-ți dau belșug. Și eu am știut că dacă îți dau, îți pierzi mintea și inima. Și nu ți-am dat. Și te-ai ținut de mine ca femeia aia de judecătorul nedrept. Și eu nu ți-am dat, că știam că nu ești în stare să administrezi tu bani mulți. Ție-ți trebuie puținei, că atâta poți să administrezi. Un dolar, doi, trei de pâinică, restul nu poți. Dacă ai mult, îți pierzi echilibru. Și te-ai rugat, dăm și mie, cum i-ai dat și lui. Și ți-am dat ca să nu zici că sunt un Dumnezeu rău. Și uite că s-a întâmplat ce am zis eu. Ai uitat de mine. Acum vizitezi toate cafenelele, toate discotecile și toate barurile. Nu era mai bine în România când n-aveai banii să te duci cu ocazia de nu știu unde la nu știu unde? Era mai bine. De asemenea, suferința, boala poate lua bucuria. Evrei 12:2, să ne uităm țintă la căpetenia desăvârșită a credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit. Pentru bucuria care era pusă înainte a suferit. Trebuie să acceptați că atunci când Duhul Domnului locuiește în inima unui om, are multe lucruri de suferit. Și ca să-ți păstrezi bucuria, nu te poți răzbuna, nu poți pune mâna pe botă, nu poți arunca cu pietre, nu-ți poți face singur dreptate, tu ești duhovnicesc. Tu trebuie să întorci obrazul, cum spunea fratele Nelu de dimineață. E un pic mai greu să-l întorci decât să predici sau să vorbești despre asta. Dar indiferent că predicăm sau ascultăm, trebuie să întoarcem obrazul, numai că este foarte greu. Și pentru că este greu, nu-l întoarcem. Și pentru că nu-l întoarcem, bucuria se duce. Cum să te culci liniștit când l-ai înjurat pe fratele tău, când l-ai lovit, când i-ai făcut rău, când ai pus la cale planuri urâte împotriva lui? Cum să ai bucurie? Ce bucurie să fie în inima la omul ăla? Pe la săracul să învârte ca șurubul toată noaptea. Nici măcar nu ațipește, nu se doarmă. Aș vrea în seara aceasta să mă opresc aici și dacă mai avem viață, dățile următoare vom mai continua. Dar aș vrea să ne oprim aici, frați și surori, și să mă uit la fiecare dintre dumneavoastră ca la oamenii alături de care Dumnezeu m-a pus să împar destinul cu ei. Și să vă întreb următorul lucru. Noi suntem tot ce are Dumnezeu mai bun aici. Dumnezeu de mult se străduiește cu noi să scoată niște juvaiere de preț, niște diamante de preț din noi. Dumnezeu freacă la noi de multă vreme, de ani, poate chiar de zeci de ani.
Și în seara aceasta Dumnezeu vine la noi și ne vorbește despre lucruri mai adânci. Nu despre lucruri începătoare, să crezi în Iisus, să te pocăiești, să te botezi, ci despre lucruri mai adânci. Despre o aruncare în brațele lui Dumnezeu și despre o umplere cu Duhul lui Dumnezeu. Vă spuneam că vineri seara am avut stăruință cu tinerii și ne-am rugat pentru mai bine de 3 ore. Și unul dintre ei, Adi a fost botezat cu Duhul Sfânt. Și nu-l puteam opri pentru că o bucurie foarte mare era în inima lui. L-am pus să stea pe scaun și spunea: nu vreau să stau pe scaun pentru că nu pot să stau pe scaun. Și nu pot să tac pentru că nu-mi vine să tac. Și am fost cu tinerii și ne-am rugat. Și aș vrea în seara aceasta să vă invit pe dumneavoastră, care probabil cei mai mulți dintre dumneavoastră ați simțit fiorul acela inexprimabil, imposibil de calificat, care se naște în urma atingerii divinului cu umanul. Când îl iei pe Duhul Sfânt și pe Dumnezeu Tatăl și pe Fiul de pe domeniul public și îl aduci pe domeniul privat prin credință și el intră aici într-o inimă de om și începe să facă ordine, nu o face peste noapte, ci îi ia ceva timp. Nu pentru că nu poate să o facă mai repede, ci pentru că nu ținem noi la tăvăleală prea mult. Și atunci o face în ritmul nostru, nu în ritmul lui. Că el în 7 zile a făcut universul și în 7 secunde ne-ar schimba să fim alții. Dar nu ținem noi așa de mult la schimbare. De aceea el intră în timpul nostru. Însă în această seară mă uit la dumneavoastră și vreau să vă spun următorul lucru. Viața noastră trece, ne scapă printre degete. Se scurg lunile și anii. Cu 10 ani în urmă eram cu 10 ani mai tânăr și cu 20 de ani în urmă eram ca tine. Acești 20 de ani au trecut așa de repede și vor mai trece încă 20, probabil. Ce am făcut eu cu viața mea? De ce sunt eu plin? De ce ești tu plin? Care sunt prioritățile tale? Care sunt valorile tale? Care sunt lucrurile pe care le prețuiești? Lucrurile de bază, de valoare. De ce ți este sufletul plin? Care sunt gândurile ce îți muncesc mintea? Care sunt sentimentele ce îți frământă inima? Ce îți dorești tu mâine? Ce vrei tu de la viață? Ce aștepți tu de la Dumnezeu? În seara aceasta vreau să ne rugăm. Trebuie să acceptăm că în perioada aceasta un duh de rugăciune a venit peste inima noastră mai mult decât înainte. Și vreau să prindem trenul ăsta și să ne urcăm în el, să ne agățăm de el. Vreau să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm. Frați dragi care sunteți mai în vârstă, aș vrea în seara aceasta să vă rugați așa cum știți dumneavoastră că trebuie. Așa cum spuneți că vă rugați odinioară. Cine ne împiedică să ne rugăm? Să spun eu încă o dată cine ne împiedică? Dacă dumneavoastră n-ați ști, eu aș spune. Nu ne împiedică nimeni. Vrem să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm. Vă uitați la copilașii ăștia? Uitați-vă la ei, copiii noștri. Ne așteptăm de la ei să fie cuminți la școală. De unde să aibă ei săracii putere să fie cuminți la școală? Când sunt doar niște prunci cu ochii după prostii, ca toți oamenii. Dacă Duhul Domnului e acolo, lucrurile se schimbă. Cine să se roage pentru ei? Poliția? Poliția când îi oprește, le ia driver license-ul și le dă tichet. Cine să se roage pentru ei? E adevărat, unii sunt mai răi, alții sunt mai buni. Unii sunt mai șmecheri, alții sunt mai sinceri, așa cum sunt. Dar cine să se roage pentru ei? La cine să vadă ei cum trebuie să se roage oamenii lui Dumnezeu? Cine de aici este un exemplu pentru ei care își ridică mâini curate, care se roagă cu autoritate, care vorbește în numele Domnului, care poate să facă o rugăciune mai lungă? Spre cine să se uite ei ca spre un exemplu? Cea mai mare criză a vremii noastre nu-i petrolul, nu-s banii, ci sunt exemple de oameni ai lui Dumnezeu. Îi caută cu disperare. Unde sunt? Sunt în persoana mea. Și sunt în persoana dumneavoastră. Vă invit în seara aceasta să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm. Să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm. Și apoi să ne pregătim inima să ne închinăm prin cântare. Pentru că este luna bucuriei.
De multe ori știm să plângem, dar nu să ne bucurăm. Altădată știm să ne bucurăm, dar nu știm să plângem. Nu trebuie să plângem împinși de necazurile și nenorocirile vieții. Trebuie să plângem de bucuria care vine din Duhul Sfânt. Vă invit în seara aceasta, scumpii mei, să stăm în picioare la rugăciune. Să ne unim inimile ca un popor ales, pentru că între noi este Cel care ne unește, Domnul Iisus Hristos. Și să ne rugăm. Să ne rugăm o rugăciune înfocată care vine din interior, din locul ăsta unde este prezent Duhul lui Dumnezeu. Haideți să ne unim inimile și să ne rugăm Domnului.